Procurorii instrumentează un caz ce implică comerțul cu arme de foc extins la nivelul întregii țări. Pentru a găsi armele achiziționate de la o firmă străină, polițiștii din toate județele au pus în executare peste 300 de mandate de percheziție domiciliară. Polițiștii structurilor arme exploziv și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pun în executare 316 mandate de percheziție domiciliară în toate județele țării. Acțiunea este organizată într-un dosar penal instrumentat la nivelul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie Constanța. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare regimului armelor și al muniților. Polițiștii au documentat activitatea infracțională a unei societăți comerciale din afara teritoriului țării, care prin intermediul unui site ar fi comercializat pe teritoriul României către persoane fizice arme din categoria celor supuse autorizării și diferite tipuri de muniții aferente acestora, fără a respecta condițiile legii privind regimul armelor și al muniților. Activitatea s-ar fi desfășurat prin plasarea de comenzi către magazinul online, iar societatea în cauză ar fi livrat armele și munițiile către cumpărătorii români prin intermediul firmelor de curierat care introduc bunurile în țară fără a declara acest fapt autorităților vamale și fără a îndeplini condițiile solicitate de legislația națională în acest domeniu. Identificarea armelor introduse în țară prin această operațiune de amploare și scoaterea lor din circuitul ilegal a fost scopul principal al acțiunii.